Ce e Hanuka? Hanuka este o sărbătoare care este post-biblică. De asta folosim tehnică, de asta putem să ne deplasăm. Este o sărbătoare care este de fapt comemorativă, în care, spunem, celebrăm miracolul luminii. De fapt, ce s-a întâmplat de Hanuka? Și spunem rugăciunea din această seară, rugăciunea de Hanuka este un paragraf care se adaugă și spunem în rugăciunea Al-Hanisim, noi de fapt nu sărbătorim victoria sau înfrângerea armatelor eleniste, ci de fapt noi sărbătorim și apreciem, mulțumim pentru miracolul luminii. Faptul că lumina a reușit să combată întunericul. Acum, că tot vorbim de lumină, știm că avem această poruncă, această mitva de a prinde lumânările de Hanuka. Lumânările de Hanuka care fac referință la menora din templu, care era aprinsă. Și unul dintre motivele pentru care era aprinsă menora în templu era că prin menora venea în lume înțelepciunea. Pe acolo era canalizarea, să spunem așa. Dar acum, dacă ne uităm, de fapt, la mitzvaua aceasta de aprindere a lumânărilor, putem să observăm că în iudaism avem trei astfel de mitzvoturi de a aprinde lumânări. Haideți să vedem împreună care ar fi acestea. Cele mai dese lumânări pe care le aprindem, le aprindem fiecare săptămână și sunt lumânările de Șabat. Foarte bine. După care avem, ce alte lumânări avem? Avem lumânările de Hanuka. Așa, foarte bine. Și pe lângă asta, mai avem o lumânare care o aprindem la ieșirea șabatului sau la ieșirea sărbătorilor. E lumânarea de Havdala. Acum, care e diferența foarte pe scurt între cele trei și între cele două și Hanuka? Și spunem așa, că diferența între ele este că de șabat, lumânările de șabat reprezintă Shalom Bait, adică pacea în casă. Cine aprinde lumânările de șabat de obicei? Femeia, soția, mama casei, nu? Și asta de fapt avem noi de șabat. Un detaliu în plus față de sau legat de aprinderea lumânărilor de șabat este că acestea se aprind în casă, în interior. E un lucru foarte important, o să vedem de ce. Și dacă vreți, lumânările de șabat sunt cele care aduc lumina interioară a iudaismului, lumina sfințeniei a căsătoriei și a sfințeniei căminului. Asta este ceea ce e legat de lumânările de șabat. Acum, lumânările noastre de Hanuka care le aprindem, ele originar erau aprinse în exterior, în afară. Vedem și în Halaha că ele erau aprinse în fața clădirii, în fața sinagogii, în fața casei, dar frica și persecuțiile din diferitele timpuri în care evreii până în zilele de astăzi am fost dispersați în anumite locații, frica aceasta ne-a făcut de fapt să ajungem din nou să aducem lumânările, să le aprindem în interior. Dar putem vedea că acum e foarte public în diferite țări și chiar și la noi și în România și mișcările hasidice sau altele, cumva în Israel e foarte, foarte des folosit la ieșivoturi și în alte părți, în piețele publice se aprindă luminile de Hanuka, luminile de Hanuka în spații publice. Pentru cumva a reușit să ne reîntoarcem la obârșie. Acum, luminile de Hanuka sunt lumina pe care iudaismul o aduce lumii exterioare. Iar atunci când ne este frică și ne este frică să ne arătăm identitatea în public, trebuie totuși să luptăm după principiile noastre și dacă este necesar pentru libertatea noastră, iar una dintre expresiile specifice ale noastre este aprinderea lumânărilor. În ceea ce privește lumânarea de Havdala, lumânarea care face separarea între sacru și profan, este totdeauna alcătuită, dacă știți, din mai multe fitile împletite. Așa. Și asta spune iudaismul, ne spun învățații noștri, care reprezintă fuziunea dintre cele două idei, dintre cele două
comandamente de a aprinde lumânările de Shabbat sau de Hanukkah, interior și exterior, aceste două idei care sunt împreună, care fuzionează, cum am spus. Așadar, avem lumina interioară a Shabbatului, unită cu lumina exterioară pe care o facem în cele 6 zile ale săptămânii, prin acțiunile noastre în cadrul social, fie că suntem la școală, la lucru sau în diferitele noastre relații intercomunitare sau interreligioase. Când trăim ca evrei în privat, ne umplem casa cu lumina Shehinei, prezenței divine, iar când trăim în public, aducem prin lumina noastră, aducem și lumina speranței. Și ne dorim ca aceste două lucruri împreună să le trăim atât pentru noi, cât pentru familiile noastre, cât pentru comunitate, dar să împlinim și cuvântul profeților și anume această misiune care o avem de a aduce lumină în lume. Prin perceptele noastre, prin modalitatea și chiar învățătura care spune Derech Eretz Katmale Torah, adică buna purtare vine chiar și înaintea legii, înainte Torei. E important prima dată să fim oameni, să avem un caracter rafinat și după aceea să vedem ce facem cu celelalte edicte. E, dacă vreți, poate ca și un vin. Poți să ai un vin bun dacă recipientul în care îl păstrezi nu e bun. Așa e și cu noi. E important, avem acest suflet care vine de la divin, care e un suflet extraordinar și pur, dar trebuie să vedem ce facem și noi cu partea noastră. Așadar, vă urez Hanukkah Sameach și fie ca fiecare efort pe care îl facem, fie în viața privată, fie în viața publică sau în viața comunitară, să adauge lumină nouă și celor din jur. Hanukkah Sameach! Da, domnul președinte federației. Va continua, dar nu-l va continua foarte lung, pentru că orice discurs lung este din start un discurs ratat. Mai mult decât cele spuse de domnul cantor, Hanukkah este și a fost întotdeauna o sărbătoare a bucuriei. Chiar dacă povestea aia marchează momente de dificultate, e cu adevărat o sărbătoare a bucuriei. Într-adevăr, eu am fost ales în mijlocul pandemiei, nu la început, nu după, și îmi aduc aminte de momentul când am venit la Sighet, când toată lumea purta măști care mai de care. Ori bucuria de oricare fel ar fi ea, nu poți să o ai cu masca pe față. Nu doar masca fizică, ci și o mască sufletească. Trebuie să vezi omul, trebuie să simți omul din fața ta. Și aici este și magia și povestea sărbătorii de Hanukkah și șansa pe care membrii tuturor comunităților evreiești o au de a fi împreună. Separat de partea religioasă, separat de partea istorică, separat de tradiții, șansa ca toți oamenii din toate comunitățile evreiești care își doresc să fie împreună, să aibă această ocazie, fără măști, indiferent dacă este vorba de măștile fizice sau de măștile sufletești, sunt adevărata bucuriei de Hanukkah. Dar cum întotdeauna trebuie să existe și o cireașă în vârful tortului, dacă pot să spun așa ceva, sunteți extrem de norocoși. Numai de când am intrat, am numărat 1, 2, 3 copii minunați care sunt aici și fac zgomot și se mișcă și umblă în toate direcțiile. Nu vă dați seama cât de important și ce gest cu adevărat magic este asta. Pentru locuri în care de fiecare dată ni se spunea că viitorul comunităților evreiești este inexistent, că trebuie totul închis și toată lumea să meargă acasă. Și un copil, dacă există într-un loc, și de data asta nu mai vorbesc teoretic pentru că sunt la rândul meu dublu tată, copiii sunt cu adevărat speranța pentru viitor. Pentru un viitor frumos. Iar momentul când într-o sinagogă copiii aleargă și își văd de copilăria lor, acela este momentul când ai câștigat cu adevărat.
ai câștigat și toate greutățile istorice și toți oamenii care spuneau că nu există nimic și totul trebuie închis. Așa că în viața unui părinte și inevitabil prin intermediul părinților și în viața unei comunități, dacă lumânărelele de Hanuca și toate celelalte lumânărele, cred că e corect gramatical, aduc lumină în jur și în sufletul celor care le privesc, pentru o comunitate evrească, pentru o federație de comunități evreiești, lumina sufletească sunt copii. Bucurați-vă de ei, păstrați întotdeauna speranța în inimă și mă bucur din suflet că am putut fi împreună în acest moment. Am spus că și am gândit în continuare acest lucru, că mai departe de o simplă sărbătorire, Hanuca este un moment și un loc în timp, dacă vreți, când niciun evreu nu trebuie să fie singur. Și atunci am căutat ca alături de ceilalți colegi să alergăm prin țară pentru a fi alături de prietenii noștri, să fim alături și față de cei care nu au putut veni la sinagogi, indiferent dacă am aprins o lumânare fizică sau una sufletească. Închei dorindu-vă din toată inima un viitor frumos, un viitor al minunilor și al speranților, un sfârșit de an calendaristic de data aceasta, cât mai plăcut și călduros, fără frig și zăpadă, sau cu frig și zăpadă, după dorințe și preferințe, și începutul unui an... Stați un pic, am zis că fac urări, nu că fac minuni. E o diferență între cele două. Cu cât mai puține bătăi de cap și cu cât mai multe motive de bucurie, iar la rândul meu autofac o urare să pot veni aici alături de dumneavoastră în sinagoga reînnoită pe care domnul președinte a zis că o cinstește cu un pahar de vin bun de rigoare la momentul respectiv. Din toată inima, Hag Hanuka Samea, și să ne vedem doar în momente frumoase, cu gânduri frumoase, iar în curând să-i vedem și pe acești minunați copii când le vine lor rândul să aprindă o lumânare. Hag Hanuka Samea. Da? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'adlik ner shel Hanukah. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו אנחנו מדליקים, הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשובות ועל המלחמות. אז אגמור בשיר מזמור הנוקת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור הנוקת המזבח. יבנים נגבצו ובלי, אזי מימי השמנים, ופרצו חומות מגדלי, ותימאו כל השמנים, ומנותר כנקנים, נעשה נס לשושנים, בני בינה ימי, שמונה קבו שיר אורננים, בני מינה ימי שמונה קבו שיר אורננים.